Academia de fotbal Flaviu Stoican a cedat clar la impactul cu Liga Elitelor Under-15. Calificați în premieră într-o fază regională, mehedințenii s-au deplasat weekendul trecut pe terenul grupării Pandurii Târgu Jiu cu emoțiile de rigoare, iar acestea s-au dovedit prea mari pentru puștii de la malul Dunării, botezul în Liga Elitelor sub 15 ani consemnând o înfrângere cu 0 la 5 în fața gorjenilor care sezonul trecut s-au oprit în sferturile competiției. În celălalt meci al seriei a 10-a, LPS a a câștigat cu 3 la 2 pe terenul celor de la Universitatea Craiova, viitorul adversar al Academiei Flaviu Stoican. Duelul cu Leuții din Bănie e programat duminică 23 octombrie de la ora 12 pe stadionul din Cerneți. Formația pregătită de Costin Stoican a pătruns în elită după ce în campionatul județean a încheiat pe prima poziție, la capătul unei lupte strânse cu Luceaforul Drobeta, diferența dintre cele două fiind făcută doar de un punct.